măsură ce toamna avansează, zilele devin mai scurte, iar expunerea la lumina solară poate scădea. Aceasta poate duce la afectarea ritmului cardiac al organismului și la scăderea nivelului de energie și de dispoziție. Acest anotimp deseori aduce schimbări bruște de temperatură și vreme neprietenoasă, cum ar fi ploaia și ceața. Și aceste condiții ne pot afecta starea de bine, făcând activitățile exterioare mai puțin plăcute. Pentru mulți dintre noi, toamna marchează începutul noului an școlar sau al unui nou sezon de lucru, iar asta poate aduce cu sine stres și anxietate legate de responsabilitățile și cerințele noii perioade. Acesta este și sezonul în care răspândirea bolilor respiratorii, precum gripa și răceala, este mai frecventă, ceea ce ne poate afecta sănătatea și starea de bine. Unele persoane pot avea tulburarea afectivă sezonieră, care este o formă de depresie legată de schimbările anotimpurilor. Aceasta poate determina simptome precum tristețe, lipsa de energie și modificări ale somnului și apetitului. Pentru unii oameni, toamna poate fi asociată și cu evenimente sau amintiri personale triste sau melancolice, ceea ce poate amplifica sentimentele de tristețe. Este important să înțelegem că tristețea în timpul toamnei este o reacție normală și că fiecare persoană o poate experimenta în mod diferit. Dacă simțiți că durează o perioadă îndelungată sau devine copleșitoare, este recomandat să discutați cu un psiholog care ar putea să vă ajute să gestionați emoțiile și să găsiți strategii pentru a vă îmbunătăți starea de bine.